Inel 2 este doar unul dintre cartierele Constanței cufundate în beznă. Fie că vin de la serviciu sau de la școală, cei care locuiesc în această zonă spun că trebuie să se uite de două ori peste umăr pentru a nu-și pune viața în pericol. Nu mai ies nici măcar până la farmacie. E ca nevul mediu. De cât timp nu aveți iluminat? De 10 zile. Am sunat în fiecare seară și ne-au spus că nu mai au contract. Au expirat contractele și acum nu mai are cine să vină să înlocuiască becurile. Sincer, până acum nu mă uitam în spate cine merge în spatele meu, acum mă uit. Mă uit cine merge în spatele meu sau cine e în fața mea. Am grijă când scot cheia să-mi descui ușa la bloc. Este o problemă care ar trebui rezolvată și nu după nu știu câte luni. Ținând cont că este o școală în apropiere, copiii merg la școală și uneori chiar singuri. Când mă întorc la ora 7:30, așa cu ei, că ne ducem la ora de sport acum, e greu. În zadar au încercat constanțenii să găsească o explicație la autorități pentru faptul că mare parte din oraș este uitat în întuneric. Nimeni nu le-a dat niciun răspuns. Pe pagina de Facebook a primăriei Constanța, sesizările și reclamațiile nu mai contenesc. În loc să iasă în fața oamenilor cu o explicație clară și plauzibilă, reprezentanții municipalității îi sfătuiesc să facă în continuare sesizări pe site. Nu e nicio problemă filmată public. Eu vă spun... Adresați întrebările. Doamnă, orașul are 320.000 de locuitori. Când sunt 5 sesizări, înseamnă că gata, e problemă capitală. Se poate întâmpla să sară o siguranță, să facă ceva, ei anunță, dacă vă spun, dacă anunță pe Facebook. Noi n-avem să știm că l-a pus pe Facebook-ul lui, că nu-i merge lumina în cartier. Dacă anunță la noi la sesizări, noi știm, mergem și le reparăm. Situația este cu atât mai hilară, cu cât locuitorii au remarcat zone din oraș, atât centrale cât și periferice, în care iluminatul funcționează pe timpul zilei, iar noaptea, când este reală nevoie, lipsește cu desăvârșire. Până când autoritățile vor ieși la lumină cu o explicație, constanțenilor nu le rămâne decât să circule pe străzi cu ochii în patru și să se păzească până și de umbra lor.